întrebarea ce este o mănăstire. Mănăstirea este o societate de creștini ortodoxi care vor să se mântuiască. Dar ca să se mântuiască, trebuie să practice anumite îndatoriri. Și îndatoririle acestea în ce costă? În cele trei voturi monahale. În ascultare, în sărăcii de bunăvoie și în castitate. Și creștinul face ascultare. Cum ai ieșit din casă, te-o să iei pe dreapta, o pe stânga, faci ascultare. Că așa e lege, nu poți merge pe unde vrei, pe cum vrei. O iei pe dreapta, cu mașina sau stânga. Ești într-o disciplină permanentă. Așa și monah. Dar monahul ce-i se adaugă lui? Monahului se adaugă dorința de desăvârșire. Adică mai mult decât datoria unui creștin care trebuie să se mântuiască. Așa stă însușită al desăvârșirii vine la textul Scripturii. Cel ce vrea să urmeze mie să-și ia crucea. Ce înseamnă a lua crucea? Nu e o cruce metalică sau de lemn și o pun la gât și cu asta am urmat pe Domnul. Nu asta. Crucea este simbolul suferințelor, a îndatoririlor noastre față de Dumnezeu, față de societate, față de noi înșine. Și atunci toate aceste îndatoriri trebuie îndeplinite numai decât. El trebuie să-și îndeplinească monahul, în primul rând, o rânduiala lui, pe care este prevăzută de Sfinții Părinți, în special de Sfântul Basil cel Mare. Așa după cum aveți dumneavoastră regulile, așa după care vă orientați într-o societate, într-o primă, tot la fel și monahul are niște reguli care trebuie să le conducă, să le orienteze. Trebuie să îndeplinească condiția rânduielor vecernii, trebuie să îndeplinească condiția de slujbă autrică, trebuie să îndeplinească datoria liturghiei, care este cel mai important mijloc de apropiere a omului Dumnezeu. Pentru că toate acestea, vecerea, utrenia, sunt pregătitoare Sfintei Liturghii. De aceea și dumneavoastră puteți lipsi de la o liturghie, de la o vecerie, o utrenie, dar nu se poate lipsi creștinul, măcar o liturghie pe săptămână. Să nu lipsească, dragii mei, o săptămână. O trebuie să aduci aici mulțumirea lui Dumnezeu pentru săptămâna care a trecut, o mulțumire lui Dumnezeu și o cerere pentru săptămâna care urmează și toate sunt acestea formează un moment de obligație a creștinului față de Dumnezeu. Sfânta Liturghie este centrul așa important al vieții noastre creștine, centrul de rânduială, de rugăciune. Deci iar jertfa lui Hristos, care se săvârșește în timpul acestor ore, de dimineață, de la 9 până la 12 sau fiecare creștin nu este îngăduit să se odihnească, să doarmă, să stea într-îndăvie, să se distreze, să pună televizorul, calculatorul și toate mijloace de distracție. E foc, să știi, care arde pe tot ceea ce nu se îngrijește de acest moment al Sfintei Liturghii. Dar vrăjmașul nostru, diavol, prin om lucrează. Și dacă tocmai atunci vine și îi spune, ședința o facem duminică dimineața, de la 9 la 1,
conferința cu Taro facem de la 9 la 2, de la 9 la 15 și așa mai departe, tocmai să calce așa să îndreagă. Mai mult, am să plătesc pe orele dublu, orele de duminică sau de sărbători, de înviere, înălțare sau de Crăciun. Vine cu așa asta, sfârșit, ispită să i-o pun omului, câștigă mai mult. El nu știe, săracul, cu ce a câștigat aici, va pierde mâine sau pormâine în alt moment. De aceea, în sfârșit, și noi, ați observat dumneavoastră, un baptist, un ehovist, un sectant în general, nu va veni sâmbătă la servici, în niciun caz. Să-l topești cu ceară când îți vine. E sabatul, sâmbătă, sărbătoare pentru el. Creștinul nostru dă examen la teologie. Duminica dă examen la matematică. Duminica, din potrivă, tocmai ca să calce această mare sărbătoare a învierii Domnului. Pentru că duminica este ziua învierii. Să știți că învierea Domnului nu este sărbătorită numai în ziua de Paște sau cele trei zile de Paște. Săptămânile noastre încep cu ziua învierii Domnului, care este duminica. De aceea trebuie să fim foarte atenți noi creștini, să avem asupra învierii mari sărbători, pe care de bine rău într-o mănăstire Monahul este acolo, în biserică, stă de strajă. De la ora 12 noaptea, stă de strajă până la ora 4 dimineața. Face utrenia, face Sfânta Liturghie. Acolo se pomenesc în timpul acesta și slujbele de care dumneavoastră le dați la mănăstiri. Biletul acela cu numele pe care îl depuneți la vii sau la morți, să pomenesc în orele acestea de slujbă de liturghie. Vine însuși monahul dimineața de la ora 4. Să așează, să se odihnească. După 3 ore iarăși iese la ascultare, pentru că ascultare este așa existența noastră. Așa după cum dumneavoastră vă pregătiți însuși pentru hrană, pentru îmbrăcăminte, pentru întreținere, pentru șapte copii, la fel este și întreținerea noastră. Că tot ceea ce vedeți dumneavoastră aici, este cu ajutorul dumneavoastră și cu chevenesearea noastră. Că dacă noi le-am lăsat așa de-a valma, și să nu facem la timp lucrurile, s-ar măcina, s-ar distruge, s-ar descompune într-un an, două, cinci. Dar așa, slujba merge cu o echipă, o echipă de la treabă, o echipă stă în sfârșit de strajă împreună cu dumneavoastră să vă călăuzească, să vă dăm sfat și așa mai departe. Deci cam asta este viața de mănăstire a monahului. Deci, monahul este creștinul care am intrat în mănăstire, să se desăvârșească. Când lăcașul în ceruri, în lăcașul în ceruri, sunt multe lăcașuri. Când e vorba de lăcașuri, este pe fiecare creștin în parte, până la cel desăvârșit care este la tronul, la picioarele Mântuitorul Iisus Hristos și până la ultimul vețuitor. Ați văzut dumneavoastră scara lui Iacov pictată de la mănăstirile de nord din țări. Sau aici cum avem noi, în partea așa sata. Cum urcă unii, încearcă să se pregătească pentru desăvârșire. Și-l vezi numai la un moment dat cum pe la jumătate cade, se prăbușește. Mai urcă, dincolo de jumătate
și iarăși cade pe acolo. Se urcă până aproape să ridice picioarele Mântuitorului Hristos și de-abia acolo a scăpat de toate ispitele, de toate greutățile, de toate patele, de toată lupta și intră acolo în cerul, în biserica triumfătoare. Biserica noastră e două mari părți. Este biserica luptătoare, adică noi cei de viață care trăim acum, ne luptăm cu toate greutățile, cu toate conflictele, cu toate necazurile, toate greutățile. De cu dușmani, văzuți și nevăzuți, cu dușmanul, știuți și neștiuți, și trecem în cel din urmă, în biserica luptătoare din colo, locul de odihnă, ohului de viață, nici durere, nici întristare și nici suspin. Și acum, ca să mai fie întristare și suspin, eu vă doresc să călătoriți cu pace și să pețeșteți cu bine, cu minți și demn în toate împrejurările. Nu uitați că sunteți creștini, indiferent că o să beți un pahar, o să beți pe al doilea, dar nu uita că sunt creștin și trebuie să fac datoria de creștin. Că nu se știe ferească Dumnezeu. Acum fac ciocnesc, toastă și urăști și nu știu ce, și mâine dul ca trei destul.